Chemați să fim părtași slavei și suferinței Lui Hristos, Mântuitorul nostru. Cuvântul Lui Dumnezeu în întregime și în mod cu totul special, Noul Testament, Evanghelile, ne prezintă cea mai fascinantă, cea mai atractivă, cea mai provocatoare chemare pe care putea să am fi putut să auzim venind din partea cuiva pentru noi, și anume chemarea lui Dumnezeu. De la prima pagina cuvântului Dumnezeu și până la final, acest fil roșu trece prin întreaga Biblie și peste tot, în tot Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este un lucru preeminent, care răzbate, care transcende printre rânduri, este chemarea lui Dumnezeu față de om. Dumnezeu îl cheamă pe om. Dumnezeu îl caută pe om. Dumnezeu îl strigă pe om la sine. ceea ce face chemarea aceasta atât de specială, această chemare ce o regăsim întreg cuvântul lui Dumnezeu și răzbate întreg conținutul ei, adresându-se nouă, este așa cum am spus, unică, deoarece cel care face chemarea este însuși Dumnezeu suveranul, atoputernicul, creatorul. Cel care ne-a plămădit din nimic. Cel care a creat întreg universul. Își întreaptă privirile înspre omul răzvrătit, înspre omul păcătos, înspre omul care la un moment dat i-a întors spatele pentru a-l chema din nou la sine. orice alt fel de chemare care am fi auzit-o în lumea asta, oricât, orice ar fi conținut în ea, oricâtă dragoste, oricât admirație, oricâte lucruri pozitive pentru noi, nu se, poate, nu se, poate compara și nu poate sta pe același pedestal cu, cu chemarea ce Dumnezeu o adresează omului, fiecare dintre noi. Un alt lucru care face această chemare specială, unică, deosebită, irezistibilă, este natura ei, conținutul ei. Dumnezeu ne cheamă la părtășea cu sine, ne cheamă la comuniune cu El, ne cheamă să fim părtași planurilor și scopurilor Lui, într-o așa măsură încât, cum spunea cineva, Oriunde și în orice, să gândim, să vorbim, să trăim și să acționăm pentru el. Asta e chemarea ce Dumnezeu are în dreptul nostru a fiecăruia. Și nu în ultimul rând, ba poate cel mai important, Dumnezeu cheamă omul pe cel ce a întors spatele, pe cel ce s-a răzvrătit pentru că vrea să împărtășească veșnicia împreună cu El. Îl cheamă la petrece veșnicia împreună cu El. Omul i-a întors spatele, omul s-a răzvrătit, omul nu mai vrea să audă de, de Dumnezeu. În dragoste, în har, Dumnezeu cheamă din nou omul, nu doar pentru a l face partea planurilor și scopurilor sale, nu doar pentru a avea părtășie cu El și comuniune cu El, dar la nivelul Duhului. Îl cheamă și ne cheamă pe fiecare dintre noi, pentru că vrea să împartă întreaga veșnicie cu ființa creată, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Ce lucru mai extraordinar, ce, ce chemare mai special, mai, mai deosebită decât asta, decât ca Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, creatorul omului, să-ți facă invitația asta, să-mi facă invitația asta, de a petrece cu El veșnicia pentru totdeauna, de a împărți Universul întreg cu mine, un moritor de rând. Ce lucru extraordinar! Un alt lucru care face unică chemarea lui Dumnezeu este universalitatea ei, faptul că este adresată tuturor, dar în același timp și specificacitatea ei. Dumnezeu nu cheamă mulțimi, Dumnezeu nu cheamă grupuri, Dumnezeu în har și în dragoste a avut grijă și are grija asta de a ne chema în mod personal pe fiecare dintre noi. Să oprit în dreptul meu, să oprit în dreptul vostru, să oprește în dreptul fiecăruia care vrea să-l audă. Și în mod personal, Dumnezeu, care e veșnic, etern, își face timp și și-a făcut timp pentru mine personal, pentru tine personal, pentru fiecare dintre noi în mod special pentru a ne chema la sine, la părtășie și glorie eternă împreună cu El, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Dar ce ar fi fost chemarea asta? Pentru fiecare dintre noi, dacă n-am și fi știut cum putem să beneficiem de ea, și pentru ca chemarea asta să, să devină realitate, să devină palpabilă, să ne putem bucura de ea, să, să putem cu adevărat să o accesăm. Dumnezeu a pregătit și cadrul în care să putem răspunde chemării Lui într-un mod extraordinar. A luat trup de om. S-a întrupat în persoana Domnului nostru Isus Hristos. S-a făcut uman. S-a făcut carne și oase. Pentru a-l auzi, pentru a-l înțelege, pentru a-l putea pipăi și mai mult decât atât pentru a lua supra sa răzvrătirea lumii între cea în între și, și prin morte, pe cruce să deschidă calea prin care oricine, de oriunde, oricând, atât timp cât se zice astăzi să poată primi chemarea lui Dumnezeu, să poată intra în comuniune cu Dumnezeu, să poată primi împărtășie cu Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, tocmai lucrul ăsta îl face, alături de celelalte evanghelii, nu? Ne prezintă cuvântul Dumnezeul Etern, întrupându-se în persoana Domnului Iisus Hristos chemând la sine, pregătind în același timp calea prin care oricine să poată răspunde chemării. Pentru unii din timpul Domnului Isus Hristos, din acea perioadă, chemați de Isus, pentru unii ca Andrei, ca Filip, ca Petru, și atâția alții. Chemarea Domnului Iisus Hristos, chiar dacă nu înțelegeau în profunzime, chiar dacă nu îi înțelegeau, pe deplin semnificați, au fost atât de irezistibilă, încât cuvântul lui Dumnezeu știți ce ne spune despre ei? Au lăsat tot și l-au urmat. Atât li s-a părut de provocatoare, atât li s-a părut de irezistibilă, încât când au auzit chemarea lui Isus de a-l urma, au lăsat tot și s-au dus după el. Oare nu așa a fost și în dreptul nostru? Aveam fiecare drumul nostru, aveam fiecare cărarea noastră, aveam fiecare dintre noi obiectivele noastre, prioritățile noastre. poate existat în antagonism cu ceea ce însemna chemarea Domnului Iisus Hristos, chemarea Lui Dumnezeu pentru noi. Dar în momentul în care ne-a ieșit Domnul Iisus înainte, în momentul în care s-a atins de mintea noastră, de inima noastră și i-am auzit chemarea, am fost gata să lăsăm tot și să-L urmăm. nu e așa? Slavit și binecuvântat să fie Domnul. Ce lucru extraordinar! Ce lucru extraordinar! Și nu ne-au mai lăsat de ce am lăsat în urmă, nu ne-au mai păsat de pierderi, nu ne-au mai păsat de, de riscuri. Pentru că interacțiunea cu Hristos, Domnul, a schimbat viața noastră schimbat inima noastră pentru totdeauna, în mod irrevocabil. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Ce lucru extraordinar! Deși și am fost atât de bucuroși și ucenicii, urmându pe Isus au ajuns să fie parte atâtor lucrări măreți, atâtor lucrări extraordinare. Părtași binecuvântărilor ce, ce Iisus le transmitea și le dea tuturor celorlalți. Gândiți-vă numai la momentul la când îți trimiși să împartă pâinile celor cinci pâini. Nici lor, 12, nu le-au ajuns să alea cinci pâini. O trebuie să le frângă între ei, nu? Ca să aibă fiecare să dea mai departe. Și apoi să mergi și să ia de pâine și să tădeai și să vezi că bucata aia, un sper de pâine, cât ai avut, numai nu se mai gata. Și ajungi să împarți cinci pâini la două, la, să împarți pâinele alea la, 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 la 5.000 de oameni, la atâția la oameni. Să se hrănească, nu doar că împarți, cât e un firicel, să ajungă să se hrănească și apoi să mai și rămână. ce puteau să spună ucenicii, fai! Cei ce cei ce-l urmau pe Domnul, asta da viață împreună cu Hristos. Nu-i așa? Am avut și noi parte de astfel de momente, când, în mod cu totul supranatural, poate am văzut mâna lui Dumnezeu în viața noastră, atingând vieții noastre, binecuvântând viețile noastre, aducând prospețime, aducând har. Și am zis, un astfel de Dumnezeu merită să fie urmat. nu e așa? Merită, oricum merită, dar Domnul Isus are grijă. Să-și atenționeze, să avertizeze ucenicii că alături de slavă, de bucurie, de, de binecuvântare, al urma pe el însemnează și suferință și că asta e inevitabil în viața fiecăruia dintre cei care aleg să-l urmeze. Dincolo de toate binecuvântările astea și părtășiile extraordinare, care le avem împreună cu Hristos Domnul aici pe pământ, cum spuneam, ne așteaptă o părtășie deosebită pentru totdeauna în eternitate cu El. Și pentru asta merită să mergem într-acolo. Dar Domnul Iisus are grijă să-i avertizeze pe ucenici și, să le atenționeze că alături de bucurie, alături de binecuvântare, vor avea și de suferit. Și în textul nostru le spunea: Dacă vă urăște lumea, să știți că și pe mine vă urât. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere, o să, să vă dea afară din sinagogi. Ba va veni vremea când oricine vă va ucide. Să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Uitați în Matei, în capitolul 10. Începând cu versetul 34 la 36, ce le spunea Domnul Iisus celor ce îl ascultau, celor ce se gândeau că o să-L urmeze. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe piu de tatăl sau pe pică de mamă sa și pe snoră de soacră sa. Și omul va avea de devrăjmași chiar pe cei din casa lui. Nu ne-am gândit la lucrul ăsta că ar putea fi real, șai? Până când nu ne-a ieșit Domnul înainte. Până când nu a atins inima noastră, până când nu a atins mintea noastră. Și atunci, dintr-o dată am realizat că cel, sau i realizat că cel care i-ai dat viață, propriul copil, îți devine vrăjmaș. Cel alături de care ai făcut legământ să duci viața până la capăt, se întorce împotriva ta, îți devine vrăjmaș. Soțul, soția, copiii, rudele, neamurile, cei care îi considerai cei mai bun prieten, ce înțelegeai cel mai bine cu ei. În momentul în care ai decis să-l urmezi pe Hristos, ai realizat că se întorc împotriva ta ca cuvinte de ocară. Te discreditează, poate că te înjosesc, că spun lucruri care, care lovesc în demnitatea ta ca om. E poate unul din lucrurile care nu se spun la evangelizare, măcar că ar fi atât de necesar. Domnul Iisus are grijă să-i atenționeze. Veți trece pe aici. Veți trece pe aici și totul din cauza că am decis să-L urmăm pe Hristos. Totul din cauza că am decis să-I ascultăm chemarea care e motivul domnul spune domnul Isus ne arată în textul nostru motivul pentru care stau așa lucrurile spune domnul Iisus, vă urăște lumea pentru că m-au urât și pe mine vă urăște lumea pentru că ați ieșit de acolo valorile voastre nu mai sunt valorile lor dacă până acum Trăiați în întuneric, trăiați în păcat, trăiați în, în, în atâtea și în atâtea lucruri ale întunericului. Acum venind de la lumină, lucrurile astea s-au dus, ați ales un alt, o altă cale și în Ioan capitolul 3, Domnul Iisus vorbind despre asta spune, lumea vă urăște pentru că trăiește în întuneric și pentru că iubește lucrurile întunericului și nu vor ca acestea să fie scoase la iveală.” atunci fac orice posibil să înlăture orice sursă de confruntare cu starea lor păcătoasă, cu trăirea lor în întuneric. Perspectiva unei astfel de, de vieți, unui astfel de paradox în viața creștină, nu-i așa? E lucru care poate că strânește cel mai mare contrast. Și poate ca altă dată, dar nu în modul ăsta, ca acel tâlhar de pe cruce, când se uită la Domnul Iisus, la jocurile care îi se aduc, spune nouă, ni se cuvine la lucrul ăsta, nu așa? Merităm, pentru că suntem pedepsiți pentru fără de legile noastre, dar omul ăsta, omul ăsta care e crucificat, omul ăsta care e răstignit împreună cu noi, e fără păcat. Și ajungem sau am ajuns să ne întrebăm, păi cât timp mi-am petrecut viața în felul lumii, cât timp am făcut poate că atâtea și atâtea, cât timp ar fi avut motive soțul sau soția sau copilul sau rudele să-mi spună, să-mi impute că nu fac lucrurile cum trebuie, nu a făcut nimeni nimic. Acum când m-am schimbat, acum când am ales să trăiesc corect și cinstit și curat, și fără și, și să iubești și să fac lucrurile și să dau tot ce din mine pentru binele lor acum în loc de mulțumesc în loc de mulțumesc am parte de înjosiri am parte de jocură, am parte de asuprire și toate astea Domnul îi spune pentru că ei sunt încă întuneric și nu-L cunosc. Nu cunosc lumina, nu cunosc adevărata viață. Dar ăsta nu e un motiv. Nu e un motiv în a renunța la luptă, în a fi credincioși lui Dumnezeu și perspectiva cuvântului Dumnezeu și Pavel ne arată o perspectivă extraordinară. Când scrie bisericii din Roman, care se afla în Roma, fraților din Roma, în capitolul 8, versetele 16 la 18, vorbind despre suferințele care trebuie să le îndurăm de dragul Domnului Iisus Hristos și ca urmare a faptului că am decis să stăm aproape de El. Spune, după cum vom împărăți în slavă împreună cu El, după cum împărtășim și suferințele Lui. Iar în 2 Timotei spune, dacă suferim împreună cu El dacă nu ne dăm bătut, dacă nu renunțăm vom și împărăți împreună cu El slăvit și binecuvântat să fie Domnul Domnul să ajute pe fiecare dintre noi să ducem lupta asta credinței până la capăt să ne întărească pe fiecare dintre noi, întrebarea care se pune ar fi cum trebuie să ne raportăm la ura și prigonirile ce pot veni din partea lumii, a celor care stau lângă noi, a celor care altădată ne apreciau, ne, ne iubeau, ne admirau, dar acum au întors spatele, a celor din casa noastră, care ne asuprește, și ne au cuvinte grele în dreptul nostru. Primul lucru care trebuie să-l facem este să dorim și să, să cerem de la. Domnul tăria asta și puterea asta și curajul de a rămâne statornici în chemarea ce Hristos a avut-o în dreptul nostru și căreia a răspuns. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Domnul Iisus, adresându-se celor ce spuneau că vor să-L urmeze în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetul 62, spune Cine pune mâna pe plug. și își spatele. Nu este, se uită înapoi, nu este vrednic de mine. Odată pe, porniți pe calea asta credinței, nu este un alt mod de a o duce decât să mergem împreună cu Hristos. Amin? Domne ajută fiecare dintre noi. Apostolul Petru, vorbind despre lucrarea asta, despre suferințele prin care trebuie să trecem ca și copia lui Dumnezeu, spune, din potrivă, să ne bucurăm în astfel de situații, pentru că suntem părtași. Ne facem în modul să părtași suferințelor lui Hristos și totodată gloriei Domnului nostru. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, Apostolul Pavel îndeamnă tot în același context al suferințelor, spune, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui, vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Este important și trebuie să fim pregătiți să ne susținem, să ne apărăm crezul, dar nu numai crezul, și ci drepturile civile, dar în mod pașnic vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că suntem chemați să putem să dăm socoteală celor ce ne cer, să putem răspunde celor ce ne cer socoteală de nădejdea care este în noi, dar cu blândețe, cu respect. A fi creștin nu semnează a renunța la drepturile civice pe care le ai. Nu semnează a te lăsa călcat în picioare poți să faci lucrul ăsta, să apelezi în a-ți uh, drepturile care le ai prin Constituția țării, prin, prin legile țării, Niciunul dintre noi nu înțelegem că dacă suntem creștini și astăzi care va în casa noastră și spune uh, de azi apartamentul e a meu pentru că tu ești creștin și nu vreau să... Nu vreau, așa vreau să te prigonesc pe tine. Nu înțelegem că trebuie să renunțăm la dreptul de a fi proprietar pe casa noastră, nu e așa? Gândiți-vă la cazul Bodnariu, nu e așa? Ce s-ar fi întâmplat dacă familia asta, dacă creștinătatea de pe întreg Matea Mond ar fi spus, asta e voia Domnului, să suferim, să ne fie luați copiii de lângă noi, nu-i așa? În mod pașnic s-a protestat, s-au cerut să se îndeplinească niște drepturi care le aveau civile, drepturi civice de care, de care suntem pe care îl avem ca și cetățeni și a fost un câștig. Desigur, sunt situații când dacă la nivel de stat, toată lumea ar fi împotriva ta. În acest caz, trebuie să, să suportăm cu bucurie luarea averilor și a caselor, dar cât timp în mod pașnic poți să să-ți aperi dreptul și drepturile trebuie să faci lucrul ăsta. Apostolul Pavel nu a ezitat la un moment dat, chiar dacă ne spune câte bătăi a înfruntat el și cât o suferit pentru Hristos, nu ezită la un moment dat să se folosească de dreptul lui de cetățean roman pentru a-și apăra dreptul, dreptul lui. Nu putem da un generic sau o proiecție acum ar trebui să Fim de fiecare dată, în fiecare situație. Motiv pentru care Apostolul Iacov, de data asta, în capitolul 1, vorbind despre suferință și la fel îndemn, îndemnând să ne bucurăm când trecem prin astfel de situații de suferință, în versetul 5, face un lucru extraordinar. Dacă cuiva, spune Apostolul Iacov, îi lipsește înțelepciunea. În situații, fiecare caz trebuie analizat în mod particular pentru a ști și pentru a cântări ce trebuie să fac și ce nu trebuie să fac. Dacă trebuie să am o anumită poziție sau trebuie să rat ceea ce mi se întâmplă. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, discernământul, capacitatea de a pătrunge ce trebuie să fac într-un astfel, într astfel de context, de împrejurare, când îi pus să sufere, să îndure prigoana, ura celorlalți, să ceară de la Dumnezeu înțelepciune și El i-o va da. Domne ajută! Domne ajută! Mai mult decât că ai un drept. Mai mult decât că ai ceva ce te poate apăra, e nevoie de înțelepciune și mă rog, Domnul să o dea fiecăruia dintre noi. Și dacă cumva soțul, soția, copilul, rudenia, îți sunt potrivnici, te prigonesc, e atâta nevoie de acea călăuzire din Duhul lui Dumnezeu. Doamne, mă rog, dăm înțelepciune, dăm pricepere, dăm discernământ să știu cum să procedez în situația asta? Pentru că vreau în toate să fii tu onorat. Asta e lucrarea la care suntem chemați, în suferință, în glorie, în toate, Hristosul să fie onorat în noi și prin noi. Nu în ultimul rând, ca biserică, trebuie să devenim spațiul sau locul în care cei prigoniți se simt în siguranță, se simt iubiți, se simt protejați. Primesc în credințarea asta că nu vor trebui să ducă singuri greul poverii, greul prigonirii, greul care apasă asupra lor în calitate de copii ai, ai, ai lui Dumnezeu, în calitate de, de fi ai împărăției cerului versetul 17 din capitolul 15, spunea, vă poruncesc aceste lucruri, să vă iubiți unii pe alții. Fiecare membru al unei comunități creștine trebuie să aibă adânc adânc înfiptă în inima lui încredințarea asta, în sufletul lui, dacă va fi să treacă prin o prigon, dacă va fi să treacă prin, prin situații critice, ca și copila al lui Dumnezeu, în biserică, în frații din biserică, găsește suportul de care are nevoie pentru a putea merge înainte. Trebuie să aibă siguranța asta și Domnul, mă rog Dumnezeu să ne dea fiecare dintre noi și nouă ca biserică, atitudinea asta de a ne deschide unii spre ceilalți, încât toți cei care vin la Domnul să capete în credințarea asta, că în prigonă, în suferință, în caz din partea celorlalți, pe motiv că ești copil al lui Dumnezeu. În biserică, între frați, între surori, găsești spațiul ăla plin de căldură, plin de dragoste, plin de dăruire, care te ajută să mergi mai departe, te ajută să înfrunți Greul, te ajută să înfrunți prigonă, te ajută să înfrunți uh, riscurile ce ți le-ai asumat în momentul când ai decis să fii copil al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Chemați să fim părtași slavei, dar și suferinței Domnului nostru Isus Hristos.